în litera A și articolul 134, litera U, aliniat 1, litera A și aliniat 5 din codul administrativ, primarul Comunei Târgiu a convocat ședința ordinară a Consiliului Local prin dispoziția 107 din 23.07.2021. Rog domnul și doamnele consilieri care au un interes personal în problemele supuse la aprobării și dezbatere să se abțină de la dezbatere și de la aprobare pe următoarea hotărâre. Rog domnul președinte să dea citire ordinii de zi. Aprobarea procesului verbal a ședinței ordinare a Consiliului Local elegiu din 27.05.2021. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al Comunei Helegiu la 31.03.2021. Inițiator primar. Proiect de hotărâre privind actualizarea HCL număr 9/2019, prin care s-a aprobat însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Helegiu. Inițiator primar. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de dezmembrare a unui imobil aparținând de extraordinarul statului Brăila, Comuna Helegiu, județul Bacău, suprafață de 27.961 m2, punct Curătura Mare, înscris în cartea funcțională numărul 61643 Helegiu, număr cadastru 61643 în două loturi, inițiator primar. Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor acordurilor cadru pentru achiziționarea produselor și prestare de servicii pentru derularea măsurilor educative la nivelul comunei Helegiu și diverse. Cine este pentru? Împotrivă? Cine? Domnul primar nu vine nu din alte motive, dar datorită faptului că la lucrarea de executare a căminului Helegiu avem o fază și este un proiectant și tot de executant și tot așa. Și s-a întârziat un pic și încă nu se poate fi dumneavoastră prezent, dar sperăm că va fi totul bine și chiar că urmă. Vă rog să înțelege situația și vă mulțumim tot. Nu este problemă, nici nu este obligatoriu. Aprobarea procesului verbal a ședinței ordinare a Consiliului Local Helegiu din 27.05.2021. Supune aprobare. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al Comunei Helegiu la 31.03.2021. Inițiator primar. Supune aprobare. Nu să prezint eu raportul. Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, mai precis la prevederile articolului 49 alineatul 12, spun că ordonatorii principali de credit au obligația de a prezenta în ședință publică spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, astfel încât la sfârșitul anului să nu înregistreze plăți restante și să nu obțină un deficit mai mare decât încasările realizate și plus excedentul anului precedent. Astfel, la 31.03.2021, veniturile totale aprobate au fost de 2.099.120 lei, iar încasările de 1.972.459 lei. Veniturile secțiunii de funcționare aprobate au fost și vorba de cumulatul trimestrului. Au fost aprobate de 2.040.920 lei, iar cele realizate de 1.914.356 lei, iar veniturile secțiunii de dezvoltare au fost aprobate de 58.200 lei, iar cele realizate 58.103 lei. Sumele încasate datorându-se sunt principal la încasarea subvențiilor de la alte nivele ale administrației publice, de la alte nivele ale administrației publice. Cheltuielile totale aprobate au fost de 1.771.326 lei, iar cele efectuate în sumă de 1.271.444 lei. Iar pe cele două secțiuni, secțiunea de funcționare, am avut aprobat cheltuiel de 1.713.126 lei,
iar cele efectuate de 1.213.906 lei. Cheltuielile secțiunii de dezvoltare au fost aprobate, a fost aprobată suma de 58.200 lei, iar cele efectuate 57.538 lei. La 31.03.2021 s-a înregistrat un excedent de 701.015 lei, din care la secțiunea de funcționare de 700.450 lei, iar la secțiunea de dezvoltare 565 de lei. Deci la finele trimestrului, Comuna Chelegiu înregistrează un excedent cumulat de 2.221.779 lei. Astfel, excedentul la 31.03.2021 de 701.015 lei, plus excedentul anului precedent, 1.520.764 lei. Cam asta este execuția trimestrului. Sunt discuții? Da. Dacă sunt discuții? Da, da. Vreau să întreb. Raportat procentual a venituri, cum procentual, că nu avem acolo procent vis-a-vis de veniturile prognozate, cum se este? Adică, aveți idei așa, făcut un calcul? Pe primul trimestru. Pe primul trimestru. E undeva la... Adică este măcar 50-60%? Este. Este în proporție de 80%. Primul trimestru. Da, sigur că da. Am văzut că pe dezvoltare avem un excedent de 560 de lei. Eu am rămas diferența între ce am încasat și ce am plătit. Ce s-a plătit pe cheltuieli de capital? Ce investiții sau ce am avut? Am avut niște sume de la BNDL primite pentru un dispensar. O 58.000. Dar nu, am văzut da. Cheltuieli de capital și nu știam dacă au început lucrurile ce... sau în restanțe de la facturile sau de la lucrările. Nu, e lucrarea de la dispensar. 57.538 de lei au fost achitați. Dacă nu mai sunt discuții? Da, vreau să spun, dar din excedentul pe cheltuielile de funcționare, eu nu fie un excedent pe funcționare. E 700.000. Poate luați în capul ca în semestru 4 să le... mai așezăm pe acolo, pentru că nevoie sunt multe dacă mergeți în direcția asta. Da. În trimestrul 3, deja să gândiți pentru trimestrul 4. Păi... pentru că sunt nevoie multe, chiar nu știam acum cu colegii. Da, rectificare se poate așa într-o în trimestrul 3. Da. Da. De obicei, în primul trimestru nu vreau să au făcut așa multe cheltuieli, dar am avut un buget. Și au fost trei... A fost târziu bugetul. Nu, dar eu mă raportam la, și la venituri pentru că a fost pandemia și că chiar era curioasă în perioada asta. Oamenii au plătit, n-au plătit, au venit să plătească. De obicei, în primul trimestru se încasează mai mult ca în celălalt trimestru. Chiar așa. Dacă au venit cu mască, au plătit, au, da. Au avut bonificația aceea. Da, da, da. Da, bine, mulțumesc. Supuneți spre aprobare, cele de pentru, împotrivă, proiect de hotărâre privind actualizarea HCI număr 9/2019, prin care s-a aprobat construirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Chelegiu. Comuna Chelegiu are aprobat de către Consiliul Local lista de investiții pe anul 2021, la capitolul 8402, obiectivul de investiții modernizarea strada mobilei localitatea Tejen Comuna Chelegiu, în urma măsurătorilor efectuate de către Eurocard expert, s-au constatat unele diferențe de lungime și suprafață și trebuie modificată cartea funciară conform noilor modificări. Sau constructorul dorește măsurarea străzii din... Am înțeles? Da. Da. Și era mai mică. Adică exact partea utilă. Eu nu știu care sunt. Și s-au constatat diferențe, sunt necesare modificări pentru modificarea cărții funciare. Conform noilor modificări. Sunt discuții? Supun spre aprobare, cine este pentru? Împotrivă? Proiect de hotărâre privind
aprobarea documentației de dezmembrare a unui model apartenent de extradural în statul de Tila, comuna Tenegiuri, județul Bacău, suprafață de 27.961 m2, punct curătura Manei, înscris în cartea municipală numărul 61643 Tenegiu, număr cadastru 61643, în două loturi. Este vorba de solicitarea făcută de WinSRL. Am avut săptămâna trecută licitație pentru trei loturi. Urmează, după ce terminăm și această dezmembrare, să facem licitație luna care vine pentru următoarele patru loturi. Parcă sunt șoase de toate. Nu ar fi recunțare pe care am avut licitație. Sunt discuții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor, acordurilor, cadru pentru achiziționarea produselor și prestare de serviciu pentru derularea măsurilor educative la nivelul comunei Helegiu. Consiliul de Țară ne solicită adoptarea unei hotărâri prin care Consiliul Local își asumă sau nu își asumă responsabilitatea derulării procedurilor de achiziții publice în programele educaționale. Este vorba de programul Cornul și Laptele. Programe care au fost, achiziții care până acum au fost efectuate de către Consiliul Județean, întrucât nu avem infrastructura necesară, rămâne în continuare ca aceste achiziții să fie făcute de către Consiliul Județean. Da, vreau să întreb. La ce referiți când spuneți infrastructură? Adică acele camere frigorifice sau de refrigerare, în condiții de păstrare, de păstrare și de depozitare. Da. Eu întreb în sensul, au fost alocați bani pentru aceste licitații? Adică banii sunt în buget? Nu. Deci dacă... Oricum erau la Consiliul Județean, urmau să fie... Eventual, dacă noi nu eram de acord. Eram de acord să se facă procedurile și să direze banii, că vin de la Ministerul Învățământului. Da, deci în momentul de față nu sunt în buget? Nu sunt banii. Da, se stare să facem licitația și până nu să așteptăm. Nu aveam cum să facem licitația până când... Nu, dacă spuneau că sunt alocate și se dădeau o adresă. Da. Puneți spre aprobare. Cine este pentru? Împotrivă? Și diverse. Vreau să deci, ora 8 și jumătate, când neantul public este aprins la strada principală, dacă se poate modifica ora. 10 și ceva, în întunică. Cu siguranță e o problemă legată de temporizatorul, ce se notează la punctul de aprindere și închidere. Acum situația asta ne-am mai întâlnit, chiar cred că ultima a fost pe drumul Băinii. Aduceți la cunoștință, o să transmitem la cei care se ocupă de serviciu și cu siguranță o vom rezolva. Problema cu transformatorul e în curte la Baia, cum știu, de asta nu are acces de el cu chitere. Asta nu înseamnă că nu trebuie să rezolvăm. Dar el totuși primește niște bani de la primărie pentru contractul de serviciu. Și a venit suma de două ore. Nu cred că... Nu cred că prestatorul e de la intenție, probabil nu a știut sau nu știu. Sau dacă poate fi o altă problemă, împiedică accesul proprietarul perimetrului, că aceeași problemă s-a întâmplat la Ilegiu, cred că în altfel o știți. O cunoașteți bine. Cu unul din transformatoarele din Ilegiu, la care eu am sesizat chiar la început. A fost nevoie de o intervenție la cei de la deranjamente și la ferm și hotărât a spus, domnule, nu intrați în curte, nu vă las, nu vă permit. Au fost discuții și cred că continuă să fie așa. Eu zic că e și vina celor de la Ion, în momentul când ne-au dat, de aia au dat avizul ăla de construcție, probabil trebuia să specifice, să nu împrejmuiască perimetrul ăla unde se afla transformatorul și cred că în felul ăsta ne... ocoleam situații de genul ăsta. Îți dai seama, chiar nu poți să intri în curtea unui om, așa cu abuz, mai ales dacă începi cu sunat la 112 și tot așa mai. Dar să găsim soluții din mijloc. Este și cazul la pretilată cu buharul acum. Atunci e bine. Atunci cu prestatorul sigur se va legătura și se va rezolva. Eu am văzut că în fiecare n-au fost unici bani pentru cheții în realitate public și anul ăsta chiar mai fost chiar și investiția, dar și la bugetul.
Știu că s-a început, nu știu ce stare este, era vorba de mutarea unor senzori de lumină și acest luminar public să fie raportat practic la senzuri de lumină, adică ziua crește, ziua scade, nu poți în fiecare, la două săptămâni, să te duci și să resetezi toate ceasurile din comună. Dacă nu sunt echipate toate, poate măcar de acum, puneți în vedere să fie echipat cu acest senzor de lumină și ei se raportează la luminozitate. Nu mai îi vine și noi ultim. Nu știu cât ori fi de scumpe de acum. Poftim? Da, sau mă rog, urmă pentru întreținere, fiecare, dar este și lui mai comod, decât să-l sun de fiecare dată, vezi că mai crescut ziua comorul, uite și multe ceasurile, s-au scăzut. Tot timpul sunt. Solicitați dumneavoastră asta, primăria și... Asta unde ziceți, doamna? Strada principală. Și drumul Poienii era ajuns, practic, aprobat în ultima perioadă. Cred că știi că am fost ultima intervenție. Trebuia pus un pic de balastru, trebuia pus ceva, nu m-a lăcăit un pic. Compins pietre și-o rămas pământ. Da. Și mai avem o problemă în comună. Ieri s-a încercat furtul a două animale la Hegeciu. Cred că există ceva organizat la noi în comună. Cineva le cumpără. Că este un copil care e de aici din plătila normal, care se face în magazin. Dar ieri a încercat să fure două animale. Da, dar și nu l-a știut. Nu l-a la cap. Nu l-a cap. Dar cineva l-a pus. Cineva l-a pus și zic că el n-a ce face cu vacile. Ea se întreabă poliție. Am vrea să vină informați cine e de la noi din comună. Păi voi este la primăria, trebuie să facă să știu. Tu îți facă ce nevoie. Spune, poliția să facă. Nu are dosar. Nu este dosar. Nu are dosar. Nu are dosar. Nu e vrea să știm cine e persoana care mi-i cumpără. Domnul Vicio și Marfa, școală la Deal. Terenul arată, terenul de fotbal arată într-un mod foarte dezastruos, cu zbălăriile până la genunchi. Copiii n-au unde, da, la școala din centru. N-au unde să meargă să joace cu o minge, n-au nimic. Chiar ieri am fost acolo și m-am uitat că am avut mai multe sesizări primite. Da, vor să meargă duminica, sunt 20 de copii în satul ăsta care încă mai fac mișcare. Prin urmare, trimiteți pe cineva să folosească că nu se poate intra. Vă rugăm frumos. Da, tot timpul, băieții, nu știți că avem o sursă de o sursă minimă de disponibilă cu oameni, cu forță de muncă și tot timpul o folosim, dar cu siguranță este insuficient și vom ajunge și acolo fără 24 pentru că urmează să facem și porțile alea care sunt partea de uliță. Da, deci acum este nici gard, nici nimic. Da, sunt lucruri, a fost acolo domnul primar și am identificat situația. O să o rezolvăm cât mai curând posibil, cu mare drag, că nu avem nici cine. Că băieții și astăzi au lucrat iarăși la o problemă de canalizare, o știm, e veșnică și se repetă, e dorit și tot așa mai departe. Deci ei și am doar câțiva băieți avem. Cu ei, cei de la ajutorul social, unii sunt credincioși, alții nu sunt credincioși. În principiu, cam cei care beneficiază de sursa asta de venit nu sunt nici atât de albi de muncă, sau dacă îi pui, te vizi să fac una, deja de nu ești lângă el, face altceva. Dar o ținem cont și cu siguranță vom ajunge și acolo și vom face tot cu putem cu mare drag. Da, apropo de ce spunea doamna Elena, și avem și probleme de comunicat. Știți cum v-ați văzut decretat pe Hârjanu, continuând la plătirea să deschizi vreo succesiune? Din atât de multe în ultima perioadă. Da, foarte multe. Față de anul trecut, referea că a crescut ponderea cu 90%. Dacă... Da, adică trebuie să identificăm. Este o casă unde autorii au decedat. Nu știu cui e, cine este moștenitorul, la Corechiță. E în ruină? Este și pe stradă. Adică s-a curățat acolo și apreciez la magazin. Deci, hai să notez să verific. La bufet acolo în centru, unde era când am văzut, s-a curățat. Cum ați spus? Da. Cum ați spus că îl cheamă? Da.
Jean Ion. E și celălalt și... Dar celălalt e cumpărat din Maineta. Care? Da? Da. A, păi tu se pune în vedere, nu știu, care aceea un... Aia mai dărmată și dincolo, îți plecați băieți în Italia și orbata, dar nu-ți spun. La... Jean Ion. Sunt doi frați, Ioan și Dorel. Dar ziceți care e proprietarul nou? Moștenitorii sunt Ioan și Dorel, da? Da, trei familie, da, frate, dar sunt plecați. Obturează și spurgerea naturală a apei. Da, spune-mi, spune și intrarea. Nu te mai văd, spune principală, întrătirea, drumul principal. Și... E și canal, nu știu dacă ați văzut, din jale. Să chiar... Eventual, poate puneți băieți. Și apropo de băieți, înțeleg că nu aveți forță de muncă și așa este, că și noi ne confruntăm cu problema asta, dar acum. Vă sugerez, aș putea să folosiți și oamenii care îi aveți la apă? Că nu trebuie să fac cheamă. Și e un șomar. Și poate chiar personal administrativ de pe la școală, că au stat și ei destul de mult în carantină sau cum au stat ei, că tot nu s-a învățat. Credeți că aș putea să mai folosiți să mai cosească, să mai curățe, că să le apri la luat, chiar dacă nu s-a învățat la școală, chiar dacă nu s-a făcut curățenie sau foc sau nu știu ce, măcar din când în când. Sunt niște oameni care și-au niște bani și care puteți să-i folosiți. În sensul ăsta. Adică o coasă chiar se poate da în copilul. Au și perimetrul lor cu școala. Deci da, să știți că au dat. Au dat. Și acum a fost în perioada aceea în comisia de zonă a pandemiei. Nu mai ține. N-am știut de ce stai în geaba. Dar știți că dau, doamna consilier, un metru cât să se poată merge. Dar eu vorbeam de terenul de fotbal. A, nu, vorbeam de școală. Adică e vorba. Nu am vorba. Da. E adevărat că la grădina nea, având un om al școlii acolo, chiar făchis sau așa, e... Adică trebuie ceva cu măsura administrativă. Da. Deci, ăsta este adevărul, nu... Și ce care sunt astea, da? Băi, puteți folosi când nici ea. Păi, eu chiar mă găsesc. Păi, eu chiar mă găsesc. Chiar atâta, da, e idei foarte bună. Da, și vreau să vă mai propun, am scris și pe grup, dar doar câțiva colegi au răspuns. Vreau să vă propun să ajutăm o familie despre care v-am vorbit, nu știu cine, nu cunoaște familia, poate din celelalte, sate. Am amintit despre acest caz și atunci când discutam despre bursele copiilor, da? Despre bursele copiilor, a fost cineva acolo să facă într-o socială? Da, săptămâna trecută a fost într-un an, ne-am deplasat, nu suntem indiferenți. Care este concluzia? O să căutăm o modalitate care este într-adevăr. Eu păzire și uman și în calitatea de fiind uman, trebuie să întindem cu toți o mână de ajutor acolo, o vom face cu siguranță, vom găsi modalitatea care și cum și o să răspundem cu solidaritatea deci mai acolo. Da, lucrurile astea e mai zic, pentru că ajută foarte mult. Eu fac parte din niște asociații și prin asociații respective încerc să aduc această familie, dar vreau să știu concret, putem să ne bazăm din partea Consiliului Local. De fapt, între colegi, cum noi votăm pe 5.000 de lei, bine, colegii au spus mai mulți, dar măcar 5.000 de lei. Nu poate fi cineva împotriva aceste lucruri. Eu să cred că e o persoană împotrivă. Și să încercăm, nu știu dacă s-au apucat de lucrarea la fundație, să încercăm până toamnă, așa cum ne-am propus, să facem un pe cel mai bine, acești 5.000 de lei ar trebui să știm dacă se folosesc ca atare. Dar putem să folosim ca atare. Dar nu le dăm bani în mână. Nu le dăm bani în mână. Și oricum e familie. Nu. Dar s-a început. Da, nu știu dacă a început. Băiatul spune de ucinent, la să-l duc. A dus de la... La Mihai. De la Mihai, dar Mihai 20 de sari de ucinent. Da, eu spune de 5.000 de lei. Eu cred că mai bine să facem din nou decât să... Să știi că așa e. Așa discutam și colegi la Chiesa. Ce era mai bine din nou? Dar noi nu am văzut acolo. O de rămas. Și am crezut că nu e de acord, că nu are suficient bani. E, nu e receptiv. Nu, nu. Am înțeles că s-au oferit mai mulți cetățeni să vină cu ajutor, cu materiale și, eu știu, mână de lucru, să-l ajute acolo, nu știu. Dar era cu mâna de lucru. Cine a spus inițial, Valentin Costea a spus că a plecat în Germania, nu știu exact, dar avem și, să zic, înțelegerea executivului că putem să facem acest proiect de hotărâre și, da? Mulțumesc. Ce mai ți-a scris la cuvânt?
Domnul Vici, cum face cu țigani ăștia care fac comerț ambulant? S-au postat în intersecții, nu aveau rost treacă mașini. Bine, că toată ziua merg prin sat și... Dar exact în intersecții, la mine acolo, s-au așezat cu crepeni, roșii, tot ce aveau ei. Deci, zic, bă, dați-vă mai la gardă, nimic. La Drăgugești a făcut o bătrânică, a început a plânge, a spus că a scos portofelul, l-a pus în poșetă, când a ajuns în casă, n-a mai găsit portofelul în poșetă, în sacoșă. Și-a cumpărat niște cereșe și niște castraveți. Deci, probabil, cât s-a învârtit ea, i-a luat și portofelul și... Adică, ei nu fac comerț, fac și curt, fac de toate. Adică, fac tot ce pot. Și de ce am luat să iei că am spus că nu, pe lor, nu aveam loc strece, că acum era plin de mașină ora 12 când îi băieți până la urmă. Ia acum măcar acum. Domnul Zarescu? Domnul Vitiu, în ciorta de sus, sunt niște fire electrice care sunt rețeaua. Sunt joase tare. O legat oameni cu sânul, cu lemn între ele, trebuie cu rezolvată treaba acolo. Deci dacă sunt electrice, vă spun ținut. Sunați ca primărie, face sezare la ele sau nu ies, nu eu. Dar o poate face până ajungem noi ca primarul. Deci ce e din urmă? Poți suna la terajul, știi? Deci domnul Zărnescu, eu vă spun... Dar e ușor primăria, dacă nu e mai ușor primăria care a avut optate să suni primăria? Eu n-am spus că nu o facem și noi, dar uitați, deci n-ați vreo știți. De unde era să o știm? Să o știu eu, să o știi domn primar sau doamna secretar sau cine vezi dumneavoastră? Domnul viceprimar, viceprimar mai merge pe sat. Să uite, pe sus, pe jos. Așa este, domnul. Hai că mă mai spuneam de chestie. Bun. Este aici la port la Boman. Avem și la drăguțe și la drăguțe. Din ce să rupi, să rupi, vine că trebuie ca să fie oameni apă. Ce să rupi? Podul? Nu, podul. De la Palat de Sol, să se rupi. Deci rupi pe Boman. Boman, la Palat. Trebuie rezolvat ceva acolo. Tot oamenii se face. Primăria are autoritate. De asta suntem aici consilieri, aduceva cunoștință, dacă dumneavoastră nu vedeți. Sau cine nu vede. Deci, dacă ne raportăm la, ce, la traseile astea cu capul, deci dacă la el ai om, trebuie să-i zice la el. Adică, în primul fază, eu nu zic... Eu am trecut pe acolo și am văzut. Și eu am văzut, dacă întind de un băr, și gata, nu le cântează. Domnul Zărnescu, pentru mine nu este greu, eu nu fac altceva decât îți dau un telefon, doar să mă urc eu pe... E bună când dați dumneavoastră, sau când dă un cetățean. Deci, pentru mine, nu este ceva imposibil și nici nu mă opun la dragul asta. Ne aduceți la cunoștință cu mare drag, o facem cu totul și bărăcoate. Dacă sunt traseele celelalte, de telecom, de internet, trebuie să anunțați aia, că iarăși nu putem noi să intervenim, nu îi permite, nici da, avem forța da, și nici... Acolo e o mănuși de cap, care se duce la, la releu, de la legații, toți cu stâlpii ăsta de ele. De... E o brăznicie. Unii ce vreau, așa, unul la dreapă. Da, o să facem și lucrul ăsta. Și dacă se poate, vă dați un... În ciortea de sus, unde mai exact? La Ardeleanu, cum îi cheamă, Georgel acolo, cum îi zice. La chiar la George la poartă. La chințarele de-a fost acolo și de oameni. Acolo, acolo. Și traversează așa, dacă mergea chiar cu viața în curta, dar traversează drumul. Dacă nu mai sunt discuții, declar închisă. Vreau să mai spun că se bate în fundă, chiar pe ciorile de sus, că acolo nu se mai poate circula cu mașinile. O venit tata, a luat și are băiatul ăla, au zărbesc cu Tomas sus acolo, după casă o să vină cu streașa lângă gara să facă șansă să ducă acolo, o ia pe mijlocul la drumuri și vine la un micul urmat. Tot în cercul de sus? Tot în cercul de sus. Am mai zis odată și la poliția comunitară, dar zicea acolo. Și noi am stăpint acolo, bine, dar... Eu dacă suntem acolo, ziceam, tractorul și interman. Dar nu stau acolo, aia. Apropo de ce spunea domnul Sărnescu de situațiile create de precipitații abundente din ultima perioadă, cam în fiecare an se adormăm pe inundații. Aveți în vedere un proiect, eu aveam, eu, mă rog, era la primărie, un proiect de mondiguire aici la, la Caslău, în partea de aval de Lupot, acolo unde sunt locuințe. Dacă vă mai fi, pentru că e bine și cu balastare, dar vedeți, cu balastare o faci, se spală, nu se cunoaște, nu se cunoaște, după pod, zice tu. Da, după pod în aval. Dacă vor fi, puteți prezenta că chiar e situație
reală și cred că se pletează la lucrurile astea. Cu mare drag, Doamne ajută. S-a mai făcut la Ericiu, betonat acolo, frumos, da. De la Gădăpolt, nu a făcut de la Gădăpolt. Tu m-ați spus la de acolo. Nu, îl ția, conduc. Dar acum mai sunt discuții, dar nu închisă ședința. Da, da.